Vreau să discutăm astăzi despre o temă destul de importantă și tot mai controversată, atât în mediul online cât și nu numai, și anume despre cea de-a doua venire a lui Hristos. Foarte mulți oameni s-au împărțit în mai multe tabere, mulți cred într-un fel, alții cred în cu totul și cu totul altfel, despre cea de-a doua venire a lui Hristos, despre Antichrist, despre sfârșitul lumii, despre Apocalipsa. Mulți se sperie despre această a doua venire a lui Hristos și de aceea vreau să discutăm astăzi despre cele mai importante semne care prevestesc sfârșitul lumii, a doua venire a lui Hristos și toate semnele care sunt biblice, ceea ce ne învață și ceea ce ne arată Hristos direct în Sfânta Scriptură. De la început, aș vrea să știți cu toții că toate aceste semne se împart în două mari categorii. Semne împlinite parțial sau care sunt în curs de împlinire și semne care urmează să se împlinească. Așadar, haideți să începem cu prima categorie. Semne împlinite parțial sau care sunt în curs de împlinire. Primul semn care prevestește venirea lui Hristos, Apocalipsa, sfârșitul lumii sau venirea lui Antichrist, este că se va înmulți foarte mult cunoașterea, atât cea teologică, cât și cea omenească, adică știința. Iar tu, Daniele, ține ascunse cuvintele și pecetluiește cartea până la sfârșitul vremii. Mulți vor cerceta-o cu deamănuntul și va crește știința. Găsiți acest verset la Daniel, capitolul 12, versetul 4. Al doilea mare semn din prima categorie a semnelor prevestitoare venirii a doua Mântuitorului este că se vor arăta proroci mincinoși, creștini mincinoși, dar și falși îndrumători spirituali. Căci mulți vor veni în numele meu zicând, eu sunt Hristos, și pe mulți îi va amăgi. Găsim acest verset la Matei, capitolul 24, versetul 5. Și mai este încă unul, atunci de vă va zice vouă cineva, iată Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeți, căci se vor ridica hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni ca să vă amăgească de va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată v-am spus de mai înainte, deci de vă va zice vouă, iată este în pustie, să nu ieșiți. Iată este în cămări, să nu credeți. Căci precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea fiului omului. Și găsim aceste versete la Matei, capitolul 24, versetele de la 23 la 27. Al treilea mare semn care prevestește sfârșitul lumii este că vor fi războaie, foamete, cutremure și epidemii. Și veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie. Luați seama să nu vă temeți, căci trebuie să se întâmple, dar încă nu este sfârșitul. Se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremure pe alocuri, dar toate acestea sunt doar începutul durerilor. Găsiți aceste versete la Matei, capitolul 24, versetele de la 6 la 8. Al patrulea semn care prevestește venirea sfârșitului lumii este că vor fi vremuri de prigoană. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Matei, capitolul 24, versetele 9 și 10. Al cincilea semn este că se va înmulți răul și se va răci dragostea. Iar din pricina înmulțirii fără de legii, iubirea multora se va răci. Cum vedem la Matei, capitolul 24 cu 12. Și acestea, să știi că în zilele din urmă vor veni vremuri grele. Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine,
trădători, necuvincioși, îngânfați, iubitori de desfrânări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtați-vă de aceștia. Găsiți toate aceste versete la 2 Timotei, capitolul 3, versetele de la 1 la 5. Al șaselea semn este că se va propovădui Evanghelia la toată făptura. Și se va propovădui această evanghelie a împărăției în toată lumea, spre mărturie, la toate neamurile. Și atunci va veni sfârșitul. Matei, capitolul 24, versetul 14. Iar al șaptelea semn din prima categorie de semne care prevestesc sfârșitul lumii este că vor stăpâni indiferența și preocupările doar pentru cele materiale, precum în zilele lui Noe. Precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi venirea fiului omului. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut că a venit potopul și a luat pe toți, la fel va fi și venirea fiului omului. Găsim aceste versete la Matei, capitolul 24, versetele de la 37 la 39. Acum urmează cea de-a doua parte a semnelor prevestitoare sfârșitului lumii, care sunt și cele mai înfiorătoare pentru foarte mulți dintre noi. Însă vă voi lăsa la final un îndemn care vă va schimba cu oarecum percepția despre tot acest sfârșit al lumii. Așadar, cea de-a doua categorie sunt semnele care urmează să se împlinească, 7 la număr și ele, și primul dintre aceste semne este că va fi o foarte mare apostazie, adică va fi o lepădare de dreapta credință, cea pe care ne-a lăsat-o Hristos încă de când a fost pe pământ. În privința venirii Domnului nostru Iisus Hristos și a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă clătinați de grabă cu mintea, să nu vă spăimântați nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a sosit. Să nu vă amăgească nimeni în niciun chip, căci ziua Domnului nu va sosi până când mai întâi nu va fi lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, adică fiul pierzării. Și găsiți aceste versete la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele de la 1 la 3. Al doilea mare semn din această a doua categorie este că va înceta săvârșirea Sfintei Liturghii peste tot, în toate bisericile și în toate mănăstirile din lume. Mă refer la bisericile și mănăstirile ortodoxe. Și în vremea când va înceta jertfa, cea de-a pururea, și va începe urăciunea pustiirii, vor fi 1290 de zile. Găsim acest verset la Daniel, capitolul 12, versetul 11. Al treilea mare semn din cea de-a doua categorie de semne care prevestesc și care urmează să se împlinească, este că se va ridica templul lui Solomon sau conducerea bisericii va fi preluată de Antichrist. Depinde cum se tâlcuiește cuvântul despre fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine Dumnezeu. Și găsim acest verset la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 4. Am să vi-l și citesc. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templu lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Al patrulea mare semn și unul dintre cele mai importante semne care prevestesc apropierea sfârșitului lumii și venirea lui Antichrist este că se va converti în întregime sau în cea mai mare parte la creștinism poporul lui Israel. Și fiți atenți ce spune Scriptura despre asta. Pentru că nu voiesc, fraților, ca voi să nu știți taina aceasta, ca să nu vă socotiți pe voi înși vă înțelepți, că împlinirea s-a făcut lui Israel în parte, până ce va intra tot neamul neamurilor. Și astfel, întreg Israelul se va mântui precum este scris.
În Sion va veni izbăvitorul și va îndrepta nelegiuirile de la Iacov. Și aceasta este legământul meu cu ei, când voi ridica păcatele lor. Cât privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași din pricina noastră, dar cu privire la alegerea ei sunt iubiți din cauza părinților. Căci darurile și chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua înapoi. După cum voi cândva n-ați ascultat de Dumnezeu, dar acum ați fost miluiți prin neascultarea acestora, tot așa și aceștia n-au ascultat acum ca prin mila către voi să fie miluiți și ei acum. Căci Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare pentru ca toți și pe toți să-i miluiască. Și găsiți aceste versete la Romani, capitolul 11, versetele de la 25 la 32. Al cincilea și poate unul dintre cele mai înspăimântătoare semne care prevestește sfârșitul lumii și apropierea celei de-a doua veniri a lui Dumnezeu, a lui Antichrist, este că puterile cerului se vor zgudui. Soarele, luna și stelele nu vor mai străluci. Și iată ce spune Sfânta Scriptură despre asta. Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerului se vor zgudui. Găsiți acest verset la Matei, capitolul 24 cu 29. Iar în altă parte din Biblie spune că și vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ spaimă într-o neamuri și nedumerire din pricina vuietului mării și al valurilor. Iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerului se vor clătina și atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nori cu putere și cu slavă multă. Iar când vor începe să fie acestea, prindeți curaj și ridicați capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Aceste versete le găsiți la Luca, capitolul 21, versetele de la 25 la 28. Mergem la mai departe, la al șaselea semn, care vorbește despre venirea lui Antichrist, care va încerca să imite cumva felul în care a fost Hristos pe pământ, căutând să amăgească și să înșele cu o falsă evlavie, dându-se drept un împăciuitor al tuturor, până când va fi pus conducător peste toată lumea. Și haideți să vedem ce ne arată Sfânta Scriptură despre asta. Să nu vă amăgească nimeni cu niciun chip, căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinarea așa încât să se așeze pe el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Găsiți aceste versete la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele de la 3 la 4. Iar al șaptelea semn, care arată foarte clar despre a doua venire a lui Hristos, este că vor veni sau vor reveni pe pământ prorocii Enoch și Ilie. Vor veni cei doi proroci care au fost mutați la cer fără a trece prin moarte, Enoch și Ilie, care timp de 3 ani și jumătate vor proroci și vor anunța a doua venire a Domnului. Și haideți să vă citesc cele două versete biblice care arată cum au fost răpiți la cer prorocii Enoch și Ilie. În primul verset este că și-a plăcut Enoch lui Dumnezeu și apoi nu s-a mai aflat, pentru că l-a mutat Domnul. Găsiți acest verset la Facerea, capitolul 5, versetul 24. Iar al doilea vorbește despre Ilie. Pe când mergeau ei așa pe drum și grăiau, deodată s-a ivit un car și cai de foc și despărțindu-i pe unul de altul a ridicat pe Ilie în vârtej de vânt la cer. Iar Elisei se uita și striga, părinte, părinte, carul lui Israel și cai lui. Și apoi nu l-a mai văzut și rupându-și hainele le-a sfâșiat în două. Găsiți acest verset în Cartea a patra a Regilor, capitolul 2, versetele 11 și 12. Și haideți să vedem ce spune Biblia despre cea de-a doua venire a acestor doi proroci, Enoch și Ilie.
Și voi da putere celor doi martori ai mei și voi vor proroci îmbrăcați în sac 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Și dacă voiește cineva să-i va teme, foc iese din gura lor și mistuiește pe vrăjmașii lor. Și dacă ar voi cineva să-i va teme, acela ar trebui ucis. Aceștia au putere să închidă cerul ca ploaia să nu plouă în zilele prorociilor lor. Și puterea au peste ape să se le schimbe în sânge și să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Iar când vor izbăvi cu mărturia lor, fiara care se ridică din adâncuri va face război cu ei și va birui și va omorâ. Și trupurile lor vor zace pe ulițele cetății cele mari, care se cheamă duhovnicește Sodoma și Gomora, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și din popoare, din seminții, din limbi și din neamuri vor privi la trupurile lor 3 zile și jumătate. Și nu vor îngădui ca ele să fie puse în mormânt. Iar locuitorii de pe pământ se vor bucura de moartea lor și vor fi în veselie și își vor trimite daruri unul altuia, pentru că acești doi proroci au chinuit pe locuitorii de pe pământ. Și după cele 3 zile și jumătate, Duh de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat pe picioarele lor. Și frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei. Și din cer au auzit glas puternic zicându-le: suiți-vă aici! Și s-au suit la cer, în nori, și au privit la ei dușmanilor. Și în acel ceas s-a făcut cu tremur mare și a 10-a parte din cetate s-a prăbușit și au pierit în cutremur 7000 de oameni, iar ceilalți s-au înfricoșat și au dat slavă Dumnezeului Cerului. Găsim toate aceste versete în cartea Apocalipsa, capitolul 11, versetele de la 3 la 13. Am lăsat pe finalul întâlnirii noastre problematica pecetluirii cu semnul 666, despre care cele mai mari discuții le-am văzut că se întâmplă peste tot, atât în mediul online cât și în mediul offline. Haideți să vedem ce spune Biblia despre acest semn. Ea îi silește pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci și pe cei slobozi și pe cei robi, ca să-și pună pe mâna lor, cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiare. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om și numărul ei este 666. Găsiți acest verset la cartea Apocalipsei, capitolul 13, versetele de la 16 la 18. Dragii mei, de-a lungul timpului, toată lumea s-a întrebat când va veni sfârșitul lumii, când va fi acest sfârșit, care sunt semnele care prevestesc sfârșitul lumii. Suntem aproape de cea de-a doua venire a lui Hristos? Suntem departe de cea de-a doua venire a lui Hristos? Nimeni nu știe. Și asta pentru că inclusiv apostolii l-au întrebat pe Hristos despre toate aceste semne și despre cea de-a doua venire a lui. Și haideți să vă citesc versetul de la Matei, capitolul 24:3, când apostolii îl întreabă pe Mântuitor: când vor fi acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacurilor? Însă Mântuitorul nu le indică un moment anume, pentru că spune: iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci doar Tatăl. La Matei, capitolul 24, versetul 32. În felul acesta, Hristos întărește îndemnul pe care îl dă pe toată perioada Noului Testament, pe toată perioada învățăturii lui, dogmatice, creștine, cât a stat pe pământ. Privegheați și vă rugați. Este îndemnul pe care însuși Hristos l-a dat, pe care apostolii, prorocii, ucenicii
l-au dus mai departe și l-au dat din neam în neam, de la începutul creștinismului și până în zilele noastre. Pentru că sunt sigură că și voi ați auzit acest îndemn de la preoții voștri sau de la sfinții care au scris de-a lungul secolelor toate aceste tâlcuiri biblice. Privegheați și vă rugați, că nu știm clipa și nici ceasul venirii Fiului Omului. Important este ca moartea să ne găsească într-o stare de pocăință, adică de căință totală pentru păcatele noastre, de părere de rău, de contemplare la toate cele făcute, de spovedanie și de împărtășanie, adică de unire cu Hristos prin cele două taine ale spovedaniei și taina Euharistiei pe care biserica noastră, drept măritoare creștină, ni le pune la îndemână și ne cheamă taina spovedaniei și taina împărtășaniei. Acestea sunt două condiții esențiale, fără de care nu putem intra în împărăția cerurilor. Așa cum însăși Sfânta Scriptură spune că nimic necurat nu va intra în împărăția cerurilor. De aceea este nevoie de Sfânta Spovedanie. Iar apoi Hristos vine și spune că cine nu va bea sângele meu și cine nu va mânca trupul meu nu va avea viață veșnică. Despre cea de-a doua venire a lui Hristos și despre felul în care se încheie cartea Apocalipsei este, cred eu, cea mai importantă și cea mai mare revelație pe care toată cartea Apocalipsei o are. Pentru că felul în care se încheie Noul Testament, adică Biblia, este un mod în care ne arată că noi oamenii, sufletele noastre, suferă și își doresc cu ardoare întâlnirea cu Dumnezeu, cu Cel care ne-a creat și care ne-a trimis pe acest pământ. Și vreau ca dincolo de toate aceste semne apocaliptice pe care vi le-am prezentat până acum și care arată că suntem departe, absolut departe de sfârșitul lumii și că mai aproape este sfârșitul nostru personal, pentru că moartea poate veni oricând, de aceea trebuie să priveghem și să ne rugăm. O să închei acest live citindu-vă textul cu care se încheie cartea Apocalipsei, textul cu care se încheie Noul Testament și textul cu care se încheie Biblia. Și am să vă rog să reflectați la acest text, pentru că Apocalipsa nu este despre îngrijorare, nu este despre teamă, despre frică și despre panică, ci despre ceea ce spune Hristos în textul următor. Cel ce mărturisește acestea zice, da, vin curând, amin. Vino, Doamne Iisuse, harul Domnului Iisus Hristos cu voi, cu toți, amin. Aceste versete le găsiți la Apocalipsa, capitolul 22, versetele de la 20 la 21. Așadar, despre a doua venire a Mântuitorului pe pământ, nu este despre panică, despre revoltă, despre frică, despre teamă, ci despre încrederea nestârpită în marea milostivire a lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsei se încheie cu vino, Doamne, ceea ce dărâmă toată panica și toată frica la care vă cheamă mulți credincioși zeloși, să-i numim așa, pentru că Hristos ne cheamă la o stare de pocăință, de priveghere și de rugăciune. Atât. Și atât timp cât vom fi în această stare, nimic rău nu ni se poate întâmpla, pentru că sufletul nostru îl strigă în permanență pe Dumnezeu cu vino, Doamne.